Bună ziua tuturor! Sunt Ivon Toader, vicepreședinte al OARE București și avem plăcerea să-l avem astăzi între noi, din nou, pe domnul Gabriel Biriș, care ne va răspunde unei serii de întrebări care au fost transmise de către colegii noștri arhitecți asupra modificărilor și impactului noului cod fiscal care a intrat în vigoare în ianuarie anul acesta, impactului asupra profesiei noastre și asupra firmelor mici pe care marea majoritate dintre noi o avem. Domnul Biriș, vă mulțumim pentru prezență și vă dăm cuvântul, ca să zic așa. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. E o plăcere să lecturez din nou. Data trecută am avut o prezentare un pic mai holistică. Am prezentat modificările legislative, am încercat să explic cauzele acestor modificări. Unele dintre ele știu că sunt mai greu de acceptat, dar ca să putem să mergem înainte, trebuie să înțelegem în primul rând de unde venim și apoi încotro mergem. Acum, astăzi, și o să îmi cer scuze de la început, datorită decalării acesteia, o să fiu un pic telegrafic. Prezentarea mea va fi mult mai aplicată pe întrebările pe care dumneavoastră le-ați transmis colegilor și care ne-au parvenit. O să dau acum share screen la prezentarea mea. Intrăm direct în subiect. Da? Sunt 18 întrebări. O să le luăm la rând în minutele următoare și dacă ne mai rămâne un pic de timp la sfârșit, o să pot răspunde și la întrebări. Limitarea mea de timp este până la și un sfert. Deci, prima întrebare. Dar înainte de asta, vreau să vă atrag atenția că una din modificările la regimul micro-întreprinderilor adoptate prin ordonanța 115 la sfârșitul decembrie 2023, adică general alteri, a fost modificată din nou astăzi. Știți că s-a introdus condiția aceea cu privire la întreprinderile legate. Contribuabilii trebuiau să verifice condițiile de încadrare în regimul micro-întreprinderilor și în funcție de companiile legate definite conform legii privind IMM-urile, care aveau legătură mai mult cu ajutorul de stat și erau foarte dificil de înțelese de către fiscaliști, inclusiv de către noi. Mie mi-a fost un pic mai ușor pentru că printre colegii avem un departament care se ocupă cu legile concurenței, inclusiv cu ajutorul de stat și am cerut clarificări, dar ar fost extrem de dificil pentru oricine altcineva să înțeleagă și mai ales pentru inspecția fiscală. Și atunci au modificat din nou cu aplicare retroactivă, astfel că o să vedem dacă nu astăzi, mâine, în monitor oficial, că întreprinderi legate sunt întreprinderile în care o persoană deține mai mult de 25%. Practic, nicio companie care are un asociat cu mai mult de 25%, care mai asociat într-o altă firmă mai mare, nu va mai putea fi micro-întreprinder. Ce e nou este că se iau în considerare inclusiv veniturile pe care contribuabilul respectiv, care e acționar cu mai mult de 25% într-o firmă, le are din activități independente. Deci dacă eu aș avea o micro-întreprindere, eu obținând venituri din activități independente ca avocat mai mult de 500 de mii, nu se mai poate. Nu mai am cum să aleg. Da? În plus, vreau să mai spun un lucru, că tot vorbeam de limitarea de timp de mai devreme. Astăzi, ministrul a dat o declarație foarte nefericită, și anume că a dat instrucțiuni ANAF-ului să verifice
familiile și frații care au fiecare câte o micro-întreprindere, că, vezi, domnule, ar fi o problemă, de parcă aici ar fi evaziunea. Declarația nu are acoperire în lege. Este practic o instigare la comiterea infracțiunii de abuz în serviciu de către ANAF, pentru că atâta timp cât în legislație se vorbește doar de dețineri directe și indirecte, n-ai de ce să te uiți la afiliați. Deci dacă într-o familie eu am o singură micro-întreprindere și fratele sau soția sau copilul sau mama sau tata are și el una, ce a spus ministrul nu e corect și nu se va aplica. Da? Deci asta premergător. Intrăm în lista cu întrebări. În ce condiții se poate credita un SRR din resursele financiare personale? Asta e o chestiune de mult discutată. Poate fi finanțată fie prin equity, adică majorarea capitalului social, fie prin împrumuturi asociate. Nu există restricții, trebuie doar fiind afiliați să existe o dobândă și dobânda să fie la prețul pieței. Prețul pieței e dificil de stabilit că nu vă puteți apuca la nivelul ăsta de activitate să comandați un studiu de prețuri de transfer, dar uitați-vă la obligațiunile de stat. Da? A doua întrebare. Ce denumire aleg pentru contul cardului biroului individual? Am pus un smiley, nu e o întrebare de taxe. Asta depinde de fiecare bancă ce pune pe carduri. În general, titularul de cont trebuie pus întreg. Birou individual de arhitectură. Prescurtare depinde de bancă. Dacă nu are suficiente caractere, poate au o procedură. Ce avantaje sau dezavantaje? 3. Ce avantaje sau dezavantaje am dacă suspend activitatea BIA nepreconizând activitatea în 2024? E doar o chestie de formă, nu există avantaje sau dezavantaje, pentru că veniturile BIA sunt impozabile doar dacă există. În cuprinsul declarației unice se trebuie declarat venitul estimat, va fi trecut zero. Nu există avantaje sau dezavantaje. Dacă suspendarea are loc în timpul anului, se va depune declarația unică rectificativă pentru recalcularea obligațiilor fiscale, dacă cumva s-a depus o declarație estimativă pe altă sumă. Deci nu e o mare diferență dacă declar sau nu declar, că dacă îți declar sau nu declar inactivitatea, pentru că oricum până pe 25 anului următor trebuie depusă declarația unică și dacă n-ai venit, nu declar nimic. E pur și simplu la latitudinea fiecăruia. Birou individual de 4. Birou individual de arhitectură neplătitor de TVA cu activitatea redusă, ce trebuie să fac? Neplătitor de TVA cu activitate redusă își face activitatea în mod normal, emite facturi fără TVA, nu deduce TVA-ul la input-uri, la achizițiile pe care le face, de exemplu, achiziții. Că dacă vorbim de sume de astea mici, un calculator, un telefon, un abonament la internet, nu se poate deduce TVA-ul dacă ești neplătitor de TVA. Trebuie însă mai avută mare grijă când te apropii de plafon, pentru că dacă depășești plafonul de 300.000 de lei într-un an calendaristic, trebuie să începând cu În 10 zile trebuie să te declari plătitor de TVA și practic devii plătitor de TVA de la întâia lunii următoare înregistrări. Da? Cu asta trebuie să fiți foarte atenți, pentru că odată depășită ești considerat forever că ai depășit și dacă cumva nu aveți un spike într-un an și după aia stați sub nivel, dacă vă vine inspecția în perioada de prescripție de 5 ani, vă ia pe toate veniturile după ce s-a depășit. 19% din ele consideră că trebuia să le
să le plătiți ca TVA și, din păcate, inspectorii noștri nu se uită și la ce ar fi trebuit să deduci. Deci Deci, vorbiți de veniturile totale de practic 60.000 de euro pe an, nu? da. Da. 300.000 de lei, că de fapt el este în lege 65.000 de euro, dar el a un curs ulterior și e 300.000 de lei. Da? E factura de când se aplică amenzi. Dimineață de la 1 aprilie 2024, adică de luni. Acum pare că de la 1 iunie. Pentru că tot astăzi, pe lângă modificarea de care vă spuneam, au mai aprobat o ordonanță de urgență prin care au prorogat termenul de, până, de la care încep să se aplice amenzi. Da? În rest, nu se schimbă nimic pe e-factura, doar că s-a mai dat un timp de grație. Ăsta e un sistem roe-factura care, cu privire la care nu trebuie să ne așteptăm că nu va intra definitiv în că acum e un regim tranzitoriu, se trimite prin roe-factura doar în B2G și B2B, adică business to government și business to business. În cazul în care și clientul este deja înregistrat în roe-factura, că e procedura de se transmite prin intermediul SPV-ului. De la 1 iulie va deveni obligatoriu și trebuie să știți că, că oricum chestiunea asta ar fi devenit obligatorie probabil din 2026. Pentru că zilele acestea la comisie se discută nou pachet VIDA, viitorul digital al TVA-ului, care implică implementarea de sisteme de astea automatizate de transmiterea facturilor și inclusiv DRR, Digital Reporting, DRS, Digital Reporting Standards. Deci cam asta e cu e-factura. Factura electronică va fi obligatorie pentru toți clienții persoane fizice sau doar în relația cu stat. Factura electronică va fi obligatorie pentru toți plătitorii de TVA în relația B2G și B2B. Nu este obligatorie în relația B2C, adică cu clienți care nu sunt companii. Asta ne face să ne întrebăm cam care este utilitatea acestui sistem, pentru că pe lângă faptul că nu se raportează decât B2G și B2B, B2C nu se raportează, dar nu se raportează nici achizițiile intracomunitare, nici exporturile sau vânzările intracomunitare și nici importurile. Ceea ce nu dă un cadru 360 de grade la lupta asta de ce spune că luptă împotriva evaziunii. 7. Care sunt modificările cu costul forței de muncă? S-a schimbat și imaginea că nu s-a schimbat la Scuze. noi. Da. Scuze. Eu citesc de pe print că sunt suprapuse pozele peste. Care sunt modificările cu. Scuze, am făcut-o. Da. Care sunt modificările cu costurile de muncă? Am prezentat data trecută niște modificări care afectează. E vorba de modificări și elemente noi în categoria veniturilor neimpozabile. Limita 33% din salariul de bază. S-a eliminat indemnizația de telemuncă. Contravaloarea abonamentelor sportive care pot fi deduse din baza de calcul a scăzut de la 400 la 100 de euro pe an. Și aici a crescut și TVA-ul la astfel de sport. S-au inclus sumele acordate pentru educația timpurie în cuantum de 1.500 de lei pe lună de copil în baza asta care. Dar ține minte că nu poate fi toată suma asta, toată suma așa ziselor beneficii
inclusiv asigurările alea private de medicale în limita 400 de euro pe an și pensie privată în limita 400 de euro pe an, nu sunt, sunt neimpozabile doar în limita 33% din salariul de bază. Da? Aș face o paranteză aici cu privire la suma asta pentru educație timpurie. Au introdus așa ca un fel de, vorbim de creșe și grădinițe. Au eliminat în același timp prevederea care, adică au abrogat-o, că tot prorogaseră, care permitea credit fiscal, adică scăderea din impozitele angajatorului în limita 1500 de lei pe lună plăților pentru creșa sau grădința copiilor angajaților. Prevedere pe care Parlamentul a aprobat-o în 2020, a fost în vigoare vreo 4 luni, după care au suspendat-o, că nu sunt bani la buget, și care cred că era foarte importantă pentru dezvoltarea educației timpurii. E păcat că guvernanții noștri nu au astfel de priorități cu educație și. În fine, oricum, acum trebuie să ținem cont că chiar dacă ele sunt, nu sunt impozabile și sunt cheltuieli deductibile, pentru angajator înseamnă că 84% din costurile sale scoate din buzunar. Deci e puțin probabil ca facilitatea să fie folosită. Valoarea tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță au fost incluse în baza de calcul și a CSS-ului. Ele erau în baza de calcul a impostului pe salarii. Au rămas doar neincluse în baza de calcul a CSS-ului de 25%. Și avem prevederea asta, care acum este subiect de scandal, cu reținerea CSS din indemnizațiile de concedii medicale. În fine. 8. Deci astea sunt modificările, nu sunt altele. Care sunt modificările ale codului fiscal? Ce modificări din sfera TVA-ului se aplică de la 1 martie? Acum sunt niște modificări care au intrat în vigoare la, pe 8 martie, care țin de obligație de raportare pentru servicii de plată al beneficiarului pentru plăți transfrontaliere, dar asta nu cred că sunt de interes, iarăși ajustarea bazei de TVA în cazul reducerilor de preț ulterior livrării. Sunt chestiuni tehnice care asta poate fi de interes în cazul în care aveți o dispută pe factură și ajustați prețul, mai dați un discount. În rest, nu sunt modificări care să impacteze activitatea profesiilor liberale, inclusiv a BIA. Nu trecem acum. Ce anume se instituie prin noile reglementări și cum pot afecta firmele din domeniul proiectării de arhitectură sau consultanțe? Sunt sancțiuni care afectează toate firmele și se referă în special la modificările aduse prin legea 296 și ordonanța 115. Trebuie să vedem ce s-a mai introdus și acum, astăzi, că mai erau niște belele și acolo. Sunt sancțiuni referitoare la e-factura, creștere de sancțiuni pentru desfășurarea activității fără să fie autorizate, nu cred că este cazul. Contravenții referitoare la utilizarea caselor de marcat, în general, erau și înainte, dar cresc. La fel și pentru plățile cash. S-au făcut niște modificări acolo, dar practic nu cred că vă afectează, la fel cum nu ne afectează nici pe noi avocații. Creșteri de amenzi pe legea contabilității, trebuie să știm de ele. E mult de spus, nu putem să le prindem că sunt multe chestii punctuale. Și ce e mai important este că s-a eliminat posibilitatea de achitare a jumate din minimul amenzilor pentru
amenzile aplicate în baza codului fiscal, codului de procedură și legea contabilității. Asta înseamnă că cresc amenzile, că practic eu nu am văzut proces verbal în care să nu-ți dea maxim. Dacă nu poți să plătești jumate din minim, trebuie să fii un pic mai atent. Și tu ca titular ca profesie liberală și contabilă. Și asta poate că ar trebui să ne facă să discutăm un pic de răspunderea contabilului pe care îi angajăm, dar probabil dacă deschidem discuția asta, crește și prețul serviciilor de contabilitate. Că așa e în viață. 10. Ce cotizații sunt obligatorii pentru veniturile BIA, dacă titularul este și salariat? Nu e nicio diferență. Singura diferență între veniturile obținute dacă ești și salariat este în cazul drepturilor de autor, dar nu se aplică. Adică dacă ești angajat, angajatorul îți reține contribuții CASS 10%, CASS 25% și din ce rămâne impozitul de 10%, adică 6,5%. Iar pe veniturile din BIA sunt venituri din activități independente și datorăm CASS 25% la 12 salarii minime brute dacă se depășește pragul de 12, dacă suntem sub 39.600 pe an de lei, nu se datorează asta. Și CASS 10% din venitul net obținut, aici nu mai avem un minim, e 10% din venitul net, adică venitul net e venitul minus cheltuieli, conform datelor din contabilitatea în partidă simplă. Și baza de calcul însă este plafonată aici la 60 de salarii minime pe an, adică 5 salarii minime pe lună. Da? Deci, nicio diferență. E la fel ca și cum n-ai fi salariat. 11. Dacă am BIA fără activitate în 2024, dar obțin venituri din cedarea folosințelor bune, adică din chirii, care sunt obligațiile fiscale? E, aici devine interesant apropo de politicile fiscale ale statului. Până anul trecut, veniturile BIA erau veniturile din activități independente, erau incluse într-un coș alături de veniturile din chirii, din dividende, din dobânzi, și dacă depășea un anumit plafon, plăteam CASS la 6, 12 sau 24 de salarii minim. Acum au scos veniturile din activități independente din coș. Au lăsat coșul acolo, au lăsat restul în coș și datorăm CASS 10% pe veniturile din activități independente, dar nu mai mult de 60 de salarii minime pe an și datorăm CASS încă o dată, dar în limita 24 de salarii minime pe cei în coș. Acum vă mărturisesc, mă întrebam de ce mi-a trimis banca la care am conturile situația cu veniturile din dobânzi anul trecut. Și i-am întrebat de ce mi-a trimis-o. Păi știți că dacă pentru CASS, ce s-a întâmplat? Dobânzile datorită inflației crescând, au început să trimită notificările că și-au dat seama că au clienți care au peste 6 salarii minime pe an de la care încet trebuia să plătească. Asta e. Deci plătim, dacă ești angajat, plătești ca angajat, dacă ai BIA, plătești pe BIA, dacă ai chirii sau dobânzi sau dividende, mai plătești toate și încolo. Fiecare cu alte reguli. Next. SAFTE. Ce reprezintă, care este rostul, de cât și cum se va aplica? Contribuabilii mici, aici trebuie să revin, cred că n-am. SAFTE-ul e un standard de raportare detaliată care să permită, practic, controlul de la distanță, controlul fiscal de la distanță,
Contribuabilii mari îl aplică din 2022, mijlocii din 2023 și contribuabilii mici din 2025. Dar nu cred că se referă la veniturile personale. O să verific și o să, când trimit prezentarea mâine, o să includ în asta și feedback-ul pe veniturile BIA, care sunt practic venituri din activități independente, că acum dau seama că nu am acoperit acest și nu cred că trebuie să depunem SFT-ul. Dar revin și clarific. Scuze pentru asta. 13. Detalieri despre firmele mici pot folosi o aplicație simplificată de emitere a facturilor XML. Piața există deja aplicații care funcționează bine cu e-factura. Am văzut zilele trecute un proiect de simplificare pentru întreprinderile mici a procedurii, care, într-adevăr, face lucrurile un pic mai simplu pentru firmele mici, dar ce te faci cu firmele mici și mici? Că mici e. Poate să fie tot ce nu e micro. Micro e micro, mici sunt mici. Unii dintre noi deja am cumpărat aplicațiile și folosim sistemul inițial nesimplificat. Probabil că doar pentru cei care încă nu și-au adaptat sistemul ca să emită facturile prin ROE factura, va fi util. Și va fi util. M-am uitat pe ce simplifică și, într-adevăr, sare niște pași acolo. Deci, informații detaliate sunt aici și pe site-ul Ministerului de ăsta, ANAF. Da. Încă o dată, sunt deja produse aplicații care lucrează bine. 14. Detalieri pentru subiectul CCR a dat noi fapte de evaziune o să fie pedepsite, inclusiv privind facturarea electronică. Vor fi pedepse mari pentru cele existente. Da. Există un proiect de o lege aprobată anul trecut, care a fost votată de Camera Deputaților la foc automat. A trecut de Curtea Constituțională, n-a trecut însă de președinte, care are posibilitatea să o trimită înapoi spre revizuire. Eu, într-o intervenție săptămâna trecută la TVR, am cerut public să o trimită înapoi și o să vă explic și de ce. În proiectul ăsta se introduce în faptele de ca fapte de evaziune, adică prin legea asta se incriminează folosirea cu rea credință, a ROE factura, că până acum erau prevederi cu privire la registrele contabile, că nu registrezi, că ții contabilități duble, practic este o adaptare a legislației privind evaziunea să țină cont și de noua realitate digitală. Și cresc pedepsele. Ce m-a făcut pe mine să. Ce m-a oripilat și vă atrag atenția că dacă iese, avem o problemă chiar și noi. Și anume, s-a incriminat suplimentar față de ce se reincriminase înainte, și anume reținerea și neplata unor impozite cu reținere la sursă, s-a incriminat nereținerea de impozit. Acum, eu vă întreb câți dintre dumneavoastră aveți birou închiriat de la o persoană fizică și câți știți că de la 1 ianuarie aveți obligația să-i rețineți impozitul pe chirie? Nu trebuie să-mi răspundeți, dar trebuie să știți că aveți obligația de a reține impozitul pe chirie și dacă nu rețineți și trece legea asta, s-ar putea să zângăne cătușele. Și ceea ce eu personal consider că este inacceptabil. Și de asta că toată lumea s-a dus după Fenta cu neincriminarea faptei de evaziune, dacă s-a acoperit prejudiciu plus niște procente de la 15% la 100% în funcție de faza procesuală.
Păi aia e problema, aia ei ar trebui să fie, noi ar, ca cetățeni ar trebui să ne bucurăm dacă se recuperează prejudiciul și nu mai cheltuim cu închisoarea respectivului, mai ales că se face o singură dată. Ori în momentul de față se recuperează prejudiciile fix aproape zero. Ori interesul nostru ar fi mai mult, ar trebui să fie mai mult spre bani și nu spre ani, că anii ne costă. Da? Practic s-a creat o fentă, toți politicienii ăștia de ocazie s-au dus după fentă, televiziune s-au dus după fentă, că uite ce mare oroare face, a făcut Ciucă și Ciolacu, când în fapt problemele sunt altele. Dacă practic creează un risc pentru aproape orice antreprenor. Că vă garantez că la un control aprofundat, imposibil să nu găsească unul din zecile alea de impozite cu reținere la sursă pe care nu l-am reținut. Da? Că vorbim de plata unei facturi la extern, că vorbim de un orice, multe. Da? Deci asta este cu decizia CCR-ului. Așteptăm și noi să o vedem, să vedem ce au cerut, ce au scris în excepția aia, că sigur au scris prostii acolo. 15. Detalieri privind noile modificări care sunt propuse la declarația 112. Într-adevăr, recent s-a modificat declarația asta 112. De fapt, se va modifica, că e un proiect de ordin de modificare, pentru includerea de informații specifice pentru niște situații particulare pe tip de asigurat și se oferă posibilitatea de efectuare de ajustări în urma primirii notificării de conformare anterior inspecției fiscale. Ați văzut că în ultima perioadă ați văzut, poate că ați primit niște notificări de conformare voluntară de la ANAF, care de cele mai multe ori n-au nimic în spate. Îți spun că au verificat ei ceva și pare că ești în neregulă și îți sugerează să îți corectezi comportamentul, că altfel începe inspecția. La notificările astea, dacă constatăm că au identificat ceva care am greșit, e bine să corectăm rapid și să informăm că am corectat. Dacă nu, nu e bine să o lăsăm nerăspunsă. E bine să răspundem și să spunem că am verificat și că nu e cazul să depunem notificare, că ei au niște bife acolo. N-ai răspuns, intri pe risc și crește în funcție și de sectoare și de localitatea în care ai înregistrat BIA să vină inspecția. De ce spun asta? În funcție de zona în care stai, pentru că sunt unele zone în care, și aici zone zic județe sau sectoare, dar noi vorbim acum special de București, sunt unele sectoare care au deficit mare de inspectori. Și atunci riscul e mai mic să te controlezi. Dar nu la toate, așa, e o chestie foarte dezechilibrată. Deci asta, nimic semnificativ. O paranteză. De ce s-a, de, știi, v-ați întrebat vreodată de ce se numește 112 declarația asta? Hai să vă spun. Ea a apărut ca urmare a mutării, includerii contribuțiilor în codul fiscal prin 2010-2011 și, practic, trecerii administrării contribuțiilor la ANAF. Da? Că înainte erau declarații separate. E, când s-a făcut chestiunea asta, a fost un comitet interministerial, n-a fost treabă ușoară, am fost și eu pe acolo, a fost un comitet interministerial cu Ministerul Muncii, că era Casa de Pensii, Sănătate, că era Casa Națională de Asigurări,
munca, că era și șomajul și toate celelalte. Și toate astea au fost coordonate de o instituție care putea să facă declarația asta și să o administreze, adică STS-ul. STS-ul tocmai făcuse serviciul ăsta 112, care funcționa foarte bine și era foarte lăudat și în străinătate. Și atunci, în semn de respect pentru șeful STS, i-au zis 112. Da? Next. Detalieri privind regulile pentru înregistrarea fiscală a PFA-ului și profesioniștilor extinse de ANAF. Nu s-au extins regulile astea, s-au modificat un pic procedura. Și în sensul că declarația 070, care e aia de înregistrare fiscală, se poate depune și prin mijloace electronice, prin SPV cu semnătură digitală, iar asta ar trebui să aducă o ușurare a vieții noastre, că nu mai trebuie să facem drumuri, că dar noroc cu pandemia, că au descoperit și ei e-mail-ul și sistemele astea de transmitere digitală. Ulterior încetării 17, penultima, ulterior încetării contractului, angajatorul mi-a cerut restituirea unui impozit din ultimul salariu. Dacă aici asta e mai mult de dreptul muncii, dar ce s-o fi întâmplat acolo, mă gândesc că a încetat contractul pe, hai să zicem, după întâi, n-au operat modificarea, au intrat în malaxorul plăților pe payroll și au plătit o sumă nedatorată. Dacă salariul acoperă perioada în care contractul a fost în vigoare, nu trebuie restituit nimic. Dacă e o diferență în plus care nu era datorată, ar trebui restituit. Că e plătită din greșeală, adică el n-avea obligația să o plătească, a plătit-o din greșeală, acum depinde de... Poate să angajatorul, dacă se ambiționează și în funcție de sumă, să obțină un titlu executoriu și să blocheze conturile, că e sumă nedatorată. Ultima, ce trebuie să știm despre plata datoriilor la ANAF dacă decizia de impunere cu 70% a veniturilor cu sursă necunoscută a rămas definitivă? Despre prescripție și alonare riscuri. Da. Acum asta are o istorie. Bârfeam un pic înainte de a începe conferința cu domnul Ivănescu și doamna Toader despre mizerile astea care ni se tot servesc, că uite, se luptă împotriva evaziunii. Nu se luptă. În momentul în care a fost introdusă legislația privind verificarea averilor ce nu pot fi justificate în 2011, la presiunea femeii, nu că ar fi vrut ai noștri, ea a fost scrisă de niște oameni care ulterior au ajuns în închisoare pentru corupție, pentru alte chestii. Și au scris-o în așa fel încât să nu funcționeze. Și în plus și foarte imoral. În momentul în care faci verificări pe avere, tu practic faci o comparație între ce aveai la începutul perioadei controlate, prescripția 5 ani, adică nu mai mult de 5 ani în urmă, și ce ai la sfârșit, ce a intrat și ce a ieșit. Ca să poți să faci o comparație, îți trebuie un sistem de referință. Ei trebuie atunci să implementeze și obligația peste un anumit prag al patrimoniului net să depunem o declarație inițială de patrimoniu, ca să creeze referință. Eventual și cu o perioadă de conformare voluntară cu plata impozitului datorat de 16%, 3 luni mater. Și după aia o cotă majorată ca să descurajezi. Eu propunerea asta am avut-o în 2016 când am fost secretar de stat și era inclusă în proiectul ăla de ordonanță de urgență care a dus până la urmă la demisia mea la comutarea contribuțiilor pe care ulterior a făcut-o PSD-ul și ai lui. În plus, introdusese și o modificare la definiția dividendelor care transparentiza în scop fiscal deținerea în paradisuri fiscale, ca să face o chestie 360 de grade. Acum,
De la 1 ianuarie au introdus cota asta majorată pentru sumele stabilite ca nejustificată urmarea controlului și e în vigoare deja. Da? Numai că, atenție mare, din 2022 a fost modificat codul de procedură fiscală. Și înainte să înceapă efectiv, adică practic procedura de verificare începe cu o notificare de conformare voluntară. Inspecția începe tot practic contribuabil selectat la control. Întâi primești un yellow card. Vezi că ni se pare că ești în regulă și venim să te controlăm mai 30 de zile să-ți faci socotelile. Dacă în perioada asta de 30 de zile îți faci socotelile și faci o rectificativă și plătești 16%, nu se mai aplică aia 70%. Dacă însă consider că n-ai nimic sau pur și simplu te dai cocoș, excuse my French, și începe inspecția, îți depui declarația inițială de patrimoniu, după care începe verificarea conturilor, cheltuielilor, whatever, și dacă apar diferențe, va fi sancționată diferența nu cu 16%, ci cu 70%. Deci, grijă mare la notificările astea de conformare. Pentru că, practic, acum nu se întâmplă nimic. Dacă cineva n-a declarat și... De ce s-ar duce să depună... De ce s-ar conforma de acum încolo? Când știe că el oricum verificarea începe cu un warning. Da? Deci, practic, atenție mare la corespondența pe care o primiți de la ANAF. Dacă cumva, cumva, știți că puteți fi în neregulă cu niște sume, nu vă riscați declarațiile și plătiți impozitul, că altfel nu, 16 nu e 70. Da? Cam atât. Vă... Mulțumim frumos. Și eu Aș vă avea și eu o mulțumesc mult. întrebare de final în contextul a ceea ce ne-ați spus referitor la acești 70%. Cred că există un segment al populației care are economii cash. Ei intră în această situație în care pot fi. Deci, cum vedeți zona de economie cash în acest context? Sincer, nu știu care sunt criteriile de analiză de risc. Știu că avem o mare dificultate la verificări cu contribuabili, clienții noștri, care au avut la începutul perioadei controlate niște sume cash pe care nu le poți justifica. Deci, nu pot să răspund din punct de vedere al analizei de risc cum se face. Că, sincer, n-am auzit să-l fi controlat cineva pe Adi Minune sau pe Adi de la Vâlcea. Care evident că au o problemă. Că n-au, nici unii dintre ei nici n-au conturi. Bine, nici deschizătorul de listă la europarlamentare n-are conturi, dar asta e altă poveste. Da? E aici un fel de alba neagră. Și nu e transparent, ceea ce e îngrijorător. Eu am tot Da, e vorbit de asta, îngrijorător. nu pot să vă răspund concret. Dar, că, uite, am avut acum vreo 5-6 ani un client, niște sume absolut derizorii. De fapt, noi am fost angajat de... Contribuabilul controlat era un tip mai în vârstă. Pe noi ne-a rugat băiatul lui cu care lucram, un CEO la o mare firmă de dezvoltare imobiliară, apropo de să stăm lângă el, să nu, să că era tasul stresat. Și au venit și că i-am zis decizie de punere pe vreo, nu știu, 10-12 mii de euro. Și a început, zice, el le-a zis omul, zice, domnule, aveam 20 de mii de dolari în casă pe micul trafic de frontieră că aveam, că era din Severin, și am vândut un tractor. Și adun eu dovadă. Adun martori. Nu să-ți adun o martori, că nici nu nevastă mea nu-i spun. Ce vrei să mă duc pe uliță să le arăt? Uite, bă, fii martor că am banii ăștia aici să-mi dea în cap după aia să-mi fure. Dar știți că discuția asta mie mi-a pus o altă întrebare.
Oare pe câți i-au albit cu martori? Cam atât. Da? Domnul Biri, vă mulțumim frumos. Și eu? Răspunsurile noastre au fost chiar foarte clare și transparente și O să trimit mâine prezentarea, adică prezentarea da, asta, s-o după trimit ce amândoi. completez chestia cu SAFTE-ul și vă rog să o distribuiți dumneavoastră Sigur, așa vom membrilor, face. da? Vă mulțumim pentru timpul Mulțumesc acordat mult de tot, și mulțumesc mult de tot și eu. mulțumim. Mai La revedere. bine, seară bună! Mulțumim. Bună Mai seară. bine!